Un abrevint în direct la Jurnalul de Agricultură, discutăm despre noua lege privind organizarea activității medicilor veterinari din România. Domnule Băiculescu, o să încep cu dumneavoastră această a doua parte și o să vă întreb dacă, ca și președinte al autorității, vă simțiți amenințat poziția, să spunem, de control, poziția de forță pe care aveți în acest moment în domeniu de noua lege cea propusă de domnul Liviu Harbuz și colegii dânsului. Nu, de colegiul medicilor, gândiți-vă, este propusă în... toți medicii veterinari de Consiliul Național, deci n-am propus-o eu. Eu sunt doar inițiator în sensul în care are sprijin din partea mea în Camera Deputaților, împreună cu alți 100 de deputați. Legea 160 era o lege veche care oricum trebuia modificată. Toată lumea acceptă că această lege trebuie să îi se aducă anumite îmbunătățiri. E adevărat că la ora actuală funcționăm după legea 160, în care se prevede clar acționariatul de 100% din partea medicului veterinar și înregistrarea la Colegiul Medicilor Veterinari. Ca orice lege nouă, aduce anumite noutăți care nu trebuie să ascundem faptul că am făcut precizările de rigoare la anumite capitole cu care nu am fost în totalitate de acord, dar sunt niște lucruri de fond neimportante, atât de mult cum se discută în presă. Important este să ne punem de acord ca această lege să treacă în forma cea mai bună, care să satisfacă atât Colegiul Medicilor Veterinari, care este destul de important pentru a se urmări activitatea profesiei, cât și din partea autorității sanitar-veterinare, care are atribuțiuni de control pe farmacii. Este adevărat ceea ce spunea domnul deputat Liviu Harbuz. Perspectiva este ca medicii veterinari să nu mai aibă posibilitatea să facă comerț din medicamente, acestea fiind doar o sursă pentru întreținerea profesiei, adică să fie folosite numai prin cabinete sau spitale, forma pe care se organizează la ora actuală. E tot o formă de comerț, că e o prestare de serviciu. E o prestare de serviciu și chiar la ultima întâlnire la Comisia Europeană a fost o discuție în principiu, n-a fost pe ordinea de zi, în care medicamentul să fie numai prin cabinet folosit. Asta înseamnă că farmaciile vor avea o viață scurtă, după părerea mea. Nu mai vezi un viitor foarte lung acestor farmacii. Dar eu vreau să vă întreb de cealaltă parte a celor care spun că nu este bună și a faptului că această lege și care exista imixtiune ale colegiului grave în actul de exercitare al puterii. Și aici mă refer la faptul că atât medicii din mediul privat, cât și medicii din sectorul public ar trebui să fie membri, sunt obligați să fie membri ai Colegiului Medicilor Veterinari dacă vor să funcționeze și faptul că colegiul își dă avize pentru, chiar dacă sunt ele, unele sunt obligatorii, altele sunt consultative, pentru cei care, medicii veterinari, care vor să acceadă în diferite funcții publice, în cadrul ANSVSA-ului. Întotdeauna a fost discuția asta pe tapet și când, și pe legea 160 care este în vigoare și acum, bine, întotdeauna funcționar domnul Rareș și este pe legea 160. Legea 160. Și nu spune nicăieri că un membru sau colegiul este consultat obligatoriu. Este avizul consultativ al organizației profesionale de care autoritatea ține sau nu ține cont. Că nu trebuie să țină cont, nu e obligatoriu. Dar e consultativ. Oricum are autoritatea, are un consiliu consultativ în care e și colegiul. Și Asociația Medicilor Veterinari și încă un milion de asociații patronale și sindicale. Alea sunt avize consultative. Dumnezeule, astea sunt legi în vigoare. Nu le inventăm astăzi. Nu, dar și în acest moment, ca să nu să lămurim o dată pentru totdeauna. În acest moment, legea 160 spune foarte clar. Orice medic veterinar care să exercită profesia pe teritoriul
teritoriul României, că este în sistemul public sau privat, trebuie să fie membru al colegiului. Deci nu e absolut nicio noutate. Absolut nicio noutate. Membrii ai colegiului în momentul de față sunt în cea mai mare parte și din sistemul public. Este foarte adevărat că nu sunt toți membrii ai colegiului sistemul public și noi n-am făcut niciodată presiune. Pentru că nu toți exercită profesia de medic veterinar. Nu toți posturile ocupă posturile care ocupate. Au cerință de medic veterinar. Pentru că unii sunt pe siguranța alimentelor, deci nu sunt în exercitarea profesiei în fișa postului pe acele poziții. Funcționarii publici își desfășoară activitatea pe legea 188 și ei nu sunt deranjați, chiar conștientizează faptul că e obligatoriu să facă parte din Colegiul Medicilor Veterinari. Ce adevărat îi deranjează, că au salariile care sunt la ora actuală pe grila de salarizare a autorității sanitar-veterinare și în direcții, care le vine greu să mai plătească acea taxă lunară și de fiecare dată a spus, dom'le, Colegiul Medicilor Veterinari reprezintă în mod special medicii de liberă practică, mai puțin medicii veterinari bugetari. Dar și părerea mea este, poate se găsește o soluție, că mărul discordii, asta este, taxa. Nu că nu-și doresc să facă parte din... Să lucră de ceva că e o taxă guvernamentală. E vorba de cotizație de medic. De cotizații. Care cotizația care se plătește de lei pe taxe, una cotizație. Dar haideți să comparăm cu două profesii pe care le cunoaștem cu toții. Medicina umană, medicul uman și arhitectul. În Colegiul Medicilor... Nu mai zic de avocați. Sunt și medicii care lucrează la stat, da sau nu? Da. Da. În ordinul arhitecților, sunt și arhitecții care sunt angajați la stat? Da. Dar vă dau și exemplu corpul experților contabili, unde cei care lucrează la stat nu sunt obligați, au drept de semnătură și fără a fi în CECAR. Fără a fi în experților contabili. Aia a fost decizia dânșilor. Deja acum sunt... E o filozofie întreagă și a trebuit să vorbim vreo 3 ore despre ce se întâmplă cu noi, așa zise, profesii liberale care apar, pentru că la Bruxelles este o presiune foarte mare ca foarte multe, cum ar fi Asociația Contabilor sau alte profesii, n-aș vrea eu să le citez aici, care doresc să fie organizate ca profesii liberale și organizați în baza unei legi speciale. Deja paleta s-a extins foarte tare și se pare că există niște excese. Dar Colegiul Medicilor Veterinari a fost înființat pentru prima dată în România în anul 1939. Deci în 1939, prin decret regal. Deci, parcă ar fi de-al altieri. Este foarte adevărat că sunt... De ce ar trebui alții din afara profesiei noastre, niște comercianți, să vină să facă nouă regulă în profesie? De ce am acceptat noi asta? Noi răspunzând pentru ceea ce facem. Adică un medic veterinar care este obligat de un patron, pentru că acel patron are acționarea majoritar, trebuie să facă o faptă care îl duce la malpraxis. Și au fost astfel de cazuri. Pentru că înainte de a fi astfel reglementat, erau patroni care comandau ce trebuie să facă un medic veterinar. Și îl punea în situația de malpraxis. Acesta este principiul. Este o chestie care s-a dezvoltat în secole de civilizație. Bine, dar aici, când vorbim de ANSVSA, vă dau cuvântul de pe... Ca să fie foarte clar, da. ANSVSA-ul, dacă mâine vrea să închidă chiar și un cabinet de asistență, o farmacie, are toată autoritatea supremă în profesie, autoritatea de stat este ANSVSA-ul, pentru că autoritatea de control. Nimeni nu poate să spună stai că aici e colegiul și tu nu ai voie să controlezi. E ca și cum ai spune poliții, ar spune poliția locală, n-are ce căuta poliția națională la mine. E un organ de control. Un supraorgan de control până la urmă. Bun, dar mă refer că ar putea exista din partea colegiului, având în vedere că ei au posibilitatea... Nu are nicio emixtiune colegiul. Colegiul are rolul în ceea ce înseamnă, de exemplu, vorbeam de medicii veterinari angajați la stat. Da, rolul colegiului este de a le apăra drepturile. Pentru că el este judecat odată, dacă el în fișa postului este medic veterinar, este judecat odată pe legea funcționarului public de către Comisia de Disciplină și este o judecată administrativă și în același timp este judecat de Comisia de Etică și Deontologie și litigii din cadrul colegiului, care îl judecă din punct de vedere profesional. Ba mai mult, colegiul este obligat
dacă el a încălcat, este vorba despre un malpraxis, este obligat să meargă și să-l apere chiar în instanțele de judecat. Bun, dar medicul concesionar, în fața cui răspunde? A NSVS-ului sau a colegiului? Asta cu concesionar sună groaznic. Deci avem așa, medici de liberă practică, care pot fi împuterniciți pentru că statul a dat niște activități, cum ar fi așa zis și concesionar, pentru că este impropriu să numim concesionari. Sunt medici de liberă practică care au contractat de la stat anumite acțiuni de profilaxie și combaterea bolilor în baza programului strategic. Și avem medici angajați la stat, care unii sunt contractuali și alții sunt funcționari publici și angajați în baza legii funcționarului public. Toți cei care au în fișa postului medic veterinar, asta înseamnă o formă de exercitare a profesiei, toți sunt membri în colegiu și au drepturi egale cum au toți medicii. Deci vorbim despre niște aberații, îmi cer scuze. Adică să vină ceva să spună că noi putem, colegiu, poate hotărâi cine să fie președintele ANSVSA. În primul rând, președintele ANSVSA este numit politic. Pentru că este o poziție politică, este înalt demnitar, este secretar de stat. Ce treabă are colegiul cu asta? A, că noi putem da o recomandare medicală. Am să vă spun de ce. Pentru că la un moment dat s-a ajuns la aberația încât ANSVS-ul a fost condus de un inginer petrolist. Inginer petrolist care se ducea pe post de CVO, pentru că fiecare autoritate națională, sanitar veterinar și pentru siguranță din toate țările, are un CVO, un ofițer superior veterinar. Acel ofițer superior veterinar pentru România era un inginer petrolist. S-a ajuns la asemenea aberații și de atunci s-a pus problema, domnule, hai să dăm un aviz consultativ. Bineînțeles că nu va fi niciun prim-ministru care să uite, bă, ce a zis colegiul, pe ăla îl pune. Bine, probabil că la asta s-au și gândit cei care spun, pentru că știm foarte bine că avizul consultativ se dă și în comisiile parlamentare atunci când se întâmplă ceva. Și de obicei contează. La ce contează? Dar, pentru că și majoritatea dă în plen, să află și majoritatea de acolo. Și dar nu ați vrea ca o profesie sau o instituție să fie condusă de un profesionist? Vorbim de societate civilă. Vorbim despre consultarea societății civile. Păi o organizație profesională nu este societate civilă care prinde toți membrii profesiei, chiar toți oamenii ăștia n-au dreptul să-și dea cu părerea, pentru că își dau pur și simplu cu părerea. Nu este un aviz conform. A nu se confunda. Unde scriu undeva în proiectul de lege de aviz conform, dar știți care e râsul lumii? În legea actuală e același lucru. Nu poate să elaboreze un act normativ ANSVS-ul fără să citească, fără să ceară aviz consultativ la colegi. Fie el pozitiv sau negativ, nu contează. Oricum autoritatea face ce vrea. Au fost nenumărate cazuri în care avizul a fost negativ. Ne-am judecat, de multe ori am câștigat, de puține ori am pierdut. Asta a fost relația între, pentru că trebuie să existe un echilibru în societate. Nu putem doar pentru că eu sunt cea mai mare firmă, am cei mai mulți bani și eu fac regula indiferent ce se întâmplă pe piață. Pentru că am bani și pot să cumpăr pe oricine sau nu chiar orice televiziune. Bun. Domnule Vaiculescu, din punctul meu de vedere al ANSVSA-ului, cum priviți această lege cu focusare pe ce am discutat acum, pe partea de control, pentru că și aici au fost unele probleme, că colegiul meu și-ar împărți atribuție de control cu ANSVSA-ul, pentru că erau câteva aliniate aici, se spuneau că împreună cu ANSVSA-ul, colegiul meu poate să controleze diferite activități. Eu cred că lucrurile sunt destul de clare. Activitatea de control pe care o desfășoară autoritatea sanitar-veterinară prin reprezentanții direcțiilor județene, prin inspectorii de la nivel de ANSVSA, sunt controle tematice care nu are nicio legătură cu poziția colegiului în momentul respectiv. Că sunt și momente în care trebuie să colaborezi cu toate pentru buna desfășurarea activității, este bine să ții cont și de părerea colegiului medicilor veterinari. Eu, de când am preluat atribuțiunile autorității, întotdeauna m-am consultat cu domnul președinte și am zis, domne, uite, vrem să dezbatem problema asta pe linie profesională. Care e părerea colegiului? Eu nu zic că întotdeauna am căzut la același... Întotdeauna... Nu.
Important este că uneori părerile colegiului poate să ne ajute, uneori putem să ținem cont, pentru că sunt și alte criterii prin care încerc să rezolv o problemă. Important este că uniți și colaborând putem găsi soluții la orice. Bun, dar nu vă simțiți timorat de cineva din colegiul meu sau aveți niciodată o completă independență, ca să fim niciodată foarte clari? Nu, niciodată. Eu am fost un luptător pentru Colegiul Medicilor Veterinari. E adevărat, sunt și probleme pe câteva capitole care discutăm. Vom vedea care va fi forma finală. Nu atât de importante cum să discută în presă. Referitor la colegii bugetari care întotdeauna spun, dom'le, colegiul a făcut mai puțin pentru noi. E adevărat, Colegiul Medicilor Veterinari pentru medicii de liberă practică s-a implicat punctual pentru tot ceea ce a fost program strategic, valoarea acțiunilor decontate de către autoritate. Deci, efectele s-au văzut, dar e adevărat că de multe ori, dacă într-adevăr ceea ce spune domnul profesor, că și ei vor fi reprezentați în momentul în care va fi o culpă profesională, este foarte bine. Dar și asta am cerut cazuri, tot de mult. Dar sunt deja cazuri care au fost reprezentați. Da. Nu e o noutate. Deci sunt cazuri de angajați din direcții care au fost reprezentați de către, asistați de către colegi. Noi nu putem să intervenim în actul administrativ. Și nici nu le dorim acest lucru, pentru că nu este normal să se întâmple acest lucru. Singurul lucru pe care ni-l dorim este să apărăm drepturile și interesele acelor colegi, dar cu respectarea cadrului legal. Asta nu înseamnă că noi trebuie să mergem și să batem cu pumnul în masă că așa vrem noi. Este exclus așa ceva. Iar vis-a-vis de avizul consultării... E bine de specificat că există și sindicat al medicilor veterinari, există și patronat al medicilor veterinari. Asociația medicilor. Asociația care are un rol științific. Toți sunt membrii colegiu. Asta nu înseamnă că patronatul nu are de foarte multe ori, ci chiar de foarte multe ori, opinii contrare, dar toate dezbaterile au loc în cadrul profesiei. Important este ca totul să fie în cadrul profesiei. Și pentru profesie. În primul rând pentru proiectul profesie. De lege, să știți că proiectul de lege în interiorul profesiei, chiar dacă au fost păreri pro și contra, că este normal să fii, nu poți să faci niciodată, cred că nimeni nu o să reușească să facă un act administrativ să fie perfect. Deci nu cred. Dar dacă e să ne întrebați care este pe ansamblu părerea membrilor sau a medicilor veterinari, majoritatea au o părere foarte bună și drept dovadă sunt sondajele pe care noi le-am efectuat în această perioadă. Adică foarte mulți dintre colegii noștri sunt mulțumiți de noile prevederi pentru că sunt mult mai clare. Proiectul de lege mai... a fost dezbătut articol cu articol în Consiliul Național, unde toți și-au spus un punct de vedere. Deci nu a fost făcut peste noapte și depus în Parlament. A fost dezbătut articol cu articol. A stat în consultare publică, afișat. S-au făcut sondaje. Au fost foarte multe propuneri venite. S-a dezbătut împreună cu ANSVSA-ul. Deci nimeni nu s-a dus... În primul rând, gândiți-vă că acest act normativ în parcursul lui parlamentar are nevoie de avizul guvernului. Avizul guvernului înseamnă, în acest caz, avizul ANSVSA-ului. Cum ar putea ANSVSA-ul să fie de acord cu un document care să încalce presupusul... autoritatea. Despre ce vorbim? Dar gândiți-vă că în momentul de față, acest proiect de lege care a fost depus în Parlament a primit avizul favorabil din partea Consiliului Legislativ al României. Deci e perfect legal. Da? Evaluarea primară din partea Senatului că este constituțional și a primit avizul favorabil din partea Comisiei Juridice a Senatului. În unanimitate. Deci dacă era un proiect de lege în care se găseau imixtiuni ale unei organizații profesionale în atribuții unei instituții ale statului, nu cred că acei oameni care sunt juriști de profesie, nu ca noi medici veterinari, n-ar fi constatat acest lucru și ar fi scos în evidență. Cum, de exemplu, Consiliul Legislativ a scos un lucru în evidență care nouă ne-a scăpat, legat de un mecanism de alertă privind recunoașterea diplomelor. Dar, deci, până în actuala lege, Colegiul Medicilor Veterinari iese mai întărit decât este în momentul de față? Nu, iese la fel.
nicio... Sunt alte elemente de noutate, de exemplu, cum ar fi, care sunt foarte importante, cum ar fi stagiatura medicilor tineri. Da, sunt lucruri noi, foarte multe lucruri noi. Da, cel un an de stagiu. Da, sunt elemente care, desigur, vin să îmbunătățească o activitate care, la un moment dat, este perimată și are elemente perimate. Este o chestie de noutate, este o chestiune europeană. Deci gândiți-vă că în momentul în care îmbunătățim această lege, ținem cont de toată legislația în domeniul din Europa. În condițiile în care noi oricum suntem membri ai organismului european, iar noi acolo dăm raportul tot timpul. De exemplu, pentru prima dată în acest an a fost organizată conferința FVE în România. E o dorință noastră de peste 10 ani de când suntem membri să organizeze în România. Iar România a fost apreciată pentru modul în care, pentru că, repet, până la urmă, cel mai important element este ca și consumatorul să fie protejat din punct de vedere al sănătății publice. Păi, dacă vrem să protejăm consumatorul, vreți ca președintele ANSVSA să se ducă în piețele sau în restaurante pe litoral să miroase carnea și să spună că e stricată? Noi suntem o autoritate care întotdeauna când luăm o decizie, o luăm fie în baza unor probe de laborator, fie în baza elementelor profesionale care ne dau aceste atribuții. Bun. Aș veni cu o completare la ce a spus domnul deputat. Noi muncim, nu facem spectacol și puteți face un calcul, pentru că avem 20 de milioane de locuitori, mănâncă de 3 ori pe zi, și n-am avut probleme grave. S-a început sezonul estival. Vă rog să citiți comunicatele de presă, tonele de carne care se confiscă, tonele de produse de origine animală care se confiscă, dar se confiscă legal. Mă mir cum n-a găsit cineva să-l întrebe ce a făcut confiscatele respective, pentru că sunt produse de risc. Unde le-a distrus? Gândiți-vă că dincolo de... Trebuie să le aportăm, numai normal. Da, da, așa le se duc pe categorii de risc. Gândiți-vă că... Nu le iei și le trântești de termenul... Tom Beron. Și dai cu hipoclorit. Și dai cu hipoclorit. Dincolo de termenul de, de expirare sau dincolo de calitatea intrinsecă a produselor alimentare, gândiți-vă ce pericol reprezintă antibioticul în carnea și în produsele animale, respectiv lapte, ouă. Gândiți-vă ce pericol reprezintă pentru sănătatea publică. Gândiți-vă câte alergii au copiii din cauza acestei antibioterapii. Bine, de asta v-am și întrebat de control când avem vorba, pentru că știm foarte bine și domnul Harbuz este unul dintre susținătorii celor care spun că organele de control, ANFSA-ul, ANPC-ul, DSV-ul ar trebui sub o singură umbrelă, pentru că și procesatorii și comercianții spun că sunt călcați de prea multe ori. Corect. De controle și nu normal, este bine delimitată granița. Presiunea asupra comercianților ar trebui să scadă. Presiunea asupra comercianților vizând aceste instituții de control ar trebui să scadă în condițiile în care unii se ocupă de etichetare, alții se ocupă de control. Dar să înțelegem, ANPC-ul în momentul de față se ocupă doar de etichetare. Deci doar etichetare. Și cu asta am spus tot. Tot ce înseamnă atribuții pe siguranță alimentară este în sarcina ANSVSA-ului. Bun. Veți milita și pentru o comasare concretă în următoarea perioadă? Bun, asta este o decizie politică pe care o ia un guvern sau, nu știu, deocamdată este doar o propunere. Această lege va trece în forma actuală și de Camera Deputaților și când preconizați? Bănesc că aveți unele... Gândiți-vă că ea va intra în dezbatere în Camera Deputaților. Ați avut, de câte știu eu, acces la Comisia pentru Agricultură. Ați văzut ce dezbateri sunt acolo. Nu vine un text, că am mai auzit și aberația asta, că am venit cu un text de lege și îl trecem așa repede prin Parlament și iese și modificăm atribuțiile ANSVSA-ului. Gândiți-vă ce dezbatere va fi. Gândiți-vă că în
În comisie sunt numai oameni care lucrează în agricultură, oameni care se pricep, sunt medici veterinari, sunt ingineri zootehniști acolo, sunt agronomi. Deci oameni care știu ce se întâmplă în sistem. Pentru că nu poate cineva din afară să, nici să vină să ne facă reguli și nici să influențeze ceea ce înseamnă, până la urmă, repet, sănătatea publică. Bun. O ultimă întrebare, pentru că l-am pe profit de presa domnului Băiculescu și vreau să-l întreb de acea bază de date de la NSVS. Au fost și în mijloc, în centrul atenției, odată cu aceste depuneri de cereri unice de plată pe partea de zootehnie. Vedem și articole în presă care spun că se plătesc undeva la 3 milioane de euro pe an pentru folosirea softului respectiv, deși tot acele articole spun că ar fi trebuit să fie utilizată în mod gratuit de către ANSVSA și că în acest moment nu ar fi, sau când a fost ea preluată în 2013, nu ar fi fost funcțională. Care este starea de fapt a acestei baze de date? Pentru toți, cred că ar trebui cei care fac asemenea emisiuni să vină la autoritate să le punem la dispoziție caietul de sarcini cu care s-a făcut achiziția în 2004, să vadă ce prevede clar în caietul de sarcini, ce ne revine nouă, și atunci discutăm. Ceea ce pot să vă spun de când am preluat autoritatea, n-am plătit niciun leu, am trecut baza de date la STS, rămânând aplicația numai la IQM, este o minută pe care am încheiat-o până în 2016 și găsim soluții pe baza unui memorandum să vedem. Ori vom cumpăra, vom ajunge la un consens și politic și profesional, că e mai ieftin să cumpărăm softul vechiului program, sau găsim alte soluții, pentru că din 2016 este obligatoriu să avem propriul nostru program, propria noastră bază de date. În acest moment este complet funcțională? Stați puțin. Nu confundați softul cu baza de date. Baza de date este a noastră. Întotdeauna a fost proprietatea autorității și a statului, că altfel e împotriva firii. Softul a fost proprietatea acelei companii care, începând din 2014, și-a epuizat contractul. Deci baza de date nu poate funcționa fără softul respectiv. Cine? Dar baza de date aparține. Acel contract este prelungit, a spus de acea minută. Deci noi nu am făcut o prelungire financiară, am făcut o înțelegere ca să găsim o soluție în perioada asta. Bun, și în acest moment baza de date este complet funcțională. Este funcțională. Păi dacă nu ar fi fost funcțională, nu s-ar fi plătit subvențiile. Da. Gândiți-vă. Da, v-am întrebat că a fost o problemă cu OIR și știți foarte bine că s-au dat foarte târziu acele pentru și a spus că baza de date nu funcționează și că medicii au dat propria răspundere. Medicii, ascultați-vă puțin. În primul rând, operatorii în baza de date, operatorii nu sunt doar medicii veterinari, sunt și asociații de crescători, sunt inclusiv asociația crescătorii de ovine, cei crescătorii de bovine, și ei sunt operatori. Nu mai este o exclusivitate a medicilor veterinari. Practic, 10 ani a fost o tranziție. În mod normal, aceste lucruri în țările europene se face de către proprietari de animale, respectiv de către ferme, dar diferența este că acolo sunt ferme autorizate, organizate, pe când la noi încă mai avem ovac, un porc. Baza de date în acest moment este a ANSVSA. Întotdeauna a fost ales. Baza de date. Baza de date este a ANSVSA. Categoric. Și a spus că este și a fost sub control STS, nu de anul ăsta. Ea a fost sub control STS de mulți ani, tocmai pentru a fi protejată, pentru că cea mai importantă e baza de date. Bun. O închiere? Domnule, ați vrut să zice ceva? Nu, tot de baza de date. S-a întâmplat același lucru. Comentăm, speriem lumea și nu putem să facem o finalitate și cu această bază de date și o să ne trezim în 2016 că nu avem pe ce să lucrăm. Părerea mea este că la ora actuală există atât de multă libertate și în baza asta de date, respectiv formele de organizare de tip A și comerciale au acces
și ei își introduc animale operatori în baza de date, medicii veterinari concesionari poate să încheie contract și cu aceste societăți să lucreze pe baza lor de date că e liber, iar ei se ocupă în mod special de gospodăriile non-profesionale sau de subzistență, cum se cheamă mai nou. Adică cu acele animale care sunt la micii gospodari. Bun. Domnilor, vă mulțumesc mult pentru prezența în această seară în platou. Mă bucur că am lămurit... Oare? Am lămurit? Sperăm. Nu, am înțeles că nu se va privatiza NSVSA-ul așa cum se anunța. Nu va fi îngrădită autoritatea și nici comerțul liberă circulație a medicamentului. Vă mulțumesc mult pentru că ați venit, vă mulțumesc mult pentru atenție. Nu uitați, urmează Agrometeo, iar noi ne revedem mâine seară de la ora 20. Toate cele bune, la revedere!